Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre cum să instalăm două camere de vedere sau Wi-Fi de exterior. Cred că acelea setări va fi și pentru cele de interior. Nu bag mână în foc, dar bănuiesc. Tot pe acolo bate. Haideți să mergem să intrăm în aplicație. da Aplicația este YCC365PL cea din dreapta, ultima de jos, în partea din dreapta, cu alb și cu un albastru în mijloc. Dăm pe ea, da? o deschidem. După ce am instalat prima cameră, da? pentru prima cameră o să vă las ăsta, cum îi spune link în comentariu, căutați link-ul, instalați prima cameră și după aceea urmați ce vă arăt eu aici în acest videoclip. Da? Pentru a doua cameră. Deci prima oară urmăriți în linkul din uh, comentariu pentru a instala prima cameră și pentru a doua care este identică avem sus în dreapta un plus care este în circuit, da? Sus în dreapta. Dăm pe el, pe plusul ăsta aici, bineînțeles că trebuie să fiți conectați la Wi-Fi și la, după ce v-ați făcut cont și așa mai departe, dăm, după ce am dat pe plus, intrăm la prima aici, inteligent camera, da? Acum, aceiași pași ca și la prima, decât că adăugăm a doua cameră. Scanarea codului QR, da? Exact aceeași pași care i-ați făcut și la prima, doar că acum o să aveți mai multă îndemânare. Bifăm aici, dăm Next, da? Aici iar băgăm adresa de Aici trebuie băgat și rememorată parola, bineînțeles. Adresa wi ului dumneavoastră de acasă, da? Deci adresa Wi-Fi-ului de acasă. Îi dăm mai departe. Și acum scanarea codului. Deci primii pași care i-ați făcut și la, la, la prima cameră care ați instalat-o. Acum urmăm aceiași pași și la a doua. Dar haideți să vă arăt din nou unde trebuie să intrăm. Deci avem aici ultima din dreapta de jos, intrăm în aplicație frumos, da? Hai, deschide Așa. Și sus în dreapta avem un plus care este un circuit de un cerc. Dăm pe plusul ăsta de aici. Inteligent camera. Scanarea codului. Dacă vrei să băgați pe un cablu, avem în partea de jos, ultima de jos, cu conector net network cable, da? Dăm pe el. Cam aceeași chestie ca și la scanarea codului. Bifăm aici next, da? Și aici scanează codul, furumșel, și așa mai departe. Sper să vă fie de folos. Deci pentru, prima, pentru instalarea primei camere, vă las linkul în Comentariu. După aceea urmați pașii care vi-am arătat eu acum. Pentru a doua cameră.